Momentul adormirii Maicii Domnului, cu o durată de 2 săptămâni, a fost rânduit de biserică spre aducerea aminte a virtuților alese ale preasfintei născătoare de Dumnezeu și de postul pe care ea însăși l-a ținut, după tradiție, înaintea trecerii la cele veșnice. Postul adormirii Maicii Domnului este cel mai nou ca vechime dintre cele 4 posturi de durată ale anului bisericesc, fiind instituit în secolul al V-lea. Biserica a rânduit ca singura deslecare la pește din această perioadă să se facă la sărbătoarea schimbării la fața Domnului pe 6 august. Mănăstirea Schimbarea la față din Elwood City, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, va organiza un pelerinaj în perioada 5-7 august în cinstea Maicii Alexandra, Principesa Ileana a României. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la trecerea la Domnul a Principesei Ileana, fiica regelui Ferdinand I, care a intrat în monahism cu numele de Alexandra. În cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, pe aproape toată durata postului adormirii Maicii Domnului, preoții parohi vor primi schițe de cateheze din partea centrului eparhial, pe care le vor dezvolta după slujba paraclisului Maicii Domnului. Aceste schițe au fost concepute de către biroul de cateheză parohială cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, și pot fi descărcate de pe site-ul arhiepiscopiei www.reîntregirea.ro. Aproape 8.000 de vizitatori au fost prezenți în ultimele 6 zile în Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului. Peste 250 de copii și tineri au participat la faza națională a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale. Ediția din acest an a reunit participanți din 30 de județe ale țării, inclusiv Sibiu și București, dar și din străinătate, respectiv Republica Populară Chineză, Bulgaria și Republica Moldova. La secțiunea pictat icoane pe sticlă s-au acordat cele mai multe premii întâi la 8 participanți, din care 2 copii din Sibiu și alți 2 din județul Brașov. Muzeul de istorie din Suceava a fost redeschis duminică după finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare în valoare de aproximativ 12 milioane de euro. A fost redeschisă și cetatea de scaun, care a fost de asemenea reabilitată și restaurată printr-un proiect în valoare de aproximativ 17 milioane de euro. Ambele proiecte au beneficiat de fonduri europene. România are mai puțin de 7 milioane de hectare de păduri. Jumătate sunt proprietăți private. Cele mai mari suprafețe împădurite sunt în Suceava, cele mai mici în Călăraș. Fondul forestier al României a însumat anul trecut 6,5 milioane de hectare, din care 6,4 milioane de hectare au reprezentat pădurile. Din datele Institutului Național de Statistică, reiese că în anul 2011 se aflau în proprietate publică 4,31 de milioane de hectare. În 2015, această suprafață a scăzut la 4,24 de milioane de hectare. În același timp, fondul forestier, aflat în proprietate privată, a crescut de la 2,2 milioane de hectare în 2011 la 2,3 milioane de hectare în 2015. Opera comică pentru copii va participa la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii de la Beijing cu baletul Cenușă Reasa. Evenimentul este organizat de Teatrul Național din Beijing, iar opera comică pentru copii va fi prezentă în perioada 3-10 august. Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente pentru copii, organizate în China și reunește anual artiști de pe 4 continente. Ediția din acest an a debutat pe 8 iulie. În cele 7 săptămâni sunt programate 215 reprezentații ale celor 46 de spectacole din festival, susținute de 25 de teatre de pe Mapamund. Până pe 7 august 2016 la Gdansk, Polonia, are loc cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare. Aici, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varșovia, România va fi reprezentată de 2 producții shakespeariene. Prima dintre ele este spectacolul Visul unei nopți de vară, în interpretarea Teatrului Casa Baltică din Sankt Petersburg. A doua prezență românească în festival va fi spectacolul Romeo și Julieta, iubirea mai puternică decât moartea, în regia Irinei Niculescu și interpretarea teatrului Toni Bulandra din Târgoviște.
Cea de-a 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se află în plină desfășurare. Mai mulți regizori consacrați vor avea filme prezente în competiția oficială. Scurtmetrajul Prima Noapte, scris și regizat de Andrei Tănase, va concura în secțiunea Orizonti, acesta fiind singurul titlu românesc inclus în competiție. Festivalul de Film de la Veneția se va desfășura până pe 10 septembrie. Elevii români au câștigat 3 medalii de aur și una de argint la cea de-a 48-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie de la Tbilisi, Georgia. Rezultatul, cel mai bun din istoria participării românești la această competiție, plasează țara noastră pe locul 1 în Europa și pe locul al 2-lea în lume în clasamentul neoficial al țărilor participante. Cei 3 elevi români medaliați cu aur sunt Andrei Iliescu, absolvent al Liceului Internațional de Informatică din București, Paul Haidu Gerea, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, premiat cu argint în 2015, și Robert Cristian Râclea din clasa a 12-a a Colegiului Național Vasile Alexandrii din Galați. Medalia de argint a fost obținută de Alexandra Dima, elevă în clasa a 11-a, la Liceul Internațional de Informatică din București. La ediția din acest an au fost prezenți 264 de competitori din 75 de țări.